În Arhiepiscopia Argeșului și Mușcelului a fost organizată întâlnirea preoților din cele 6 protopopiate ale eparhiei cu ocazia conferinței de toamnă pusă sub tematica generală a anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești în Patriarhia Română. Ierarhul argeșean a dorit să transmită preoților din cuprinsul eparhiei îndemnul de a lucra fiecare în parohie pentru realizarea cântării omofone în timpul Sfintei Liturghii, amintind că anul 1950, marele nostru patriarh Justinian Marina a avut inițiativa introducerii cântării omofone în bisericile noastre. În acest sens, s-a elaborat atunci un plan de măsuri în vederea alcătuirii și tipăririi cărților care să cuprindă cât mai multe cântări bisericești pe dublă notație pe care să le poată interpreta credincioșii care participă la slujbe. Să săvârșim Sfânta Liturghie corect din toate punctele de vedere și liturghia omofonă este cea mai simplă de cântat pe care o pot prinde toți credincioșii. Vreau să vă spun că există preoți la noi, așa, care cântă, au parohia pusă la punct și cântă toți credincioșii în biserică. Ca să cânți psaltic trebuie să ai talent. Asta e treaba artistică. N-ai talent, nu poți să cânti. Justinian a luptat și a pus pe Nicolae Lungu și alți profesori de muzică să uniformizeze cântările bisericești. În cadrul acestei conferințe a fost proiectat filmul documentar Anton Pan, Protopsaltul, în contextul anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, cu ocazia împlinirii a 169 de ani de la plecarea la cele veșnice a compozitorului și psaltului Anton Pan. Părintele Andrei Mihai, consilier administrativ bisericesc, a dat citire unui referat intitulat Cântarea omofonă, mijloc al întăririi unității de credință. Părintele profesor dr. Ion Popescu, profesor de dogmatică la Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte din municipiul Pitești, a prezentat pe scurt care este fundamentul teologic al muzicii bisericești, care are puterea de a-l apropia pe om de Dumnezeu, ridicând sufletul acestuia până la contemplare. Izvorul și fundamentul cântării, al logosului exprimat în cântare estetică, este armonia dintre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh în Sfânta Treime. Sfântul Grigore de Nazian spune că lumea, creația, este o cântare a Duhului Sfânt. El o aseamănă cu o chitară, de fapt, cu o liră. Iar Duhul Sfânt execută în creația lui Dumnezeu o muzică armonioasă. La finalul conferinței, ierarhul a mulțumit slujitorilor pentru prezență, îndemnându-i să primească cu smerenie toate încercările pastorației. La rândul lor, cei prezenți au dorit să transmită ierarhului lor un călduros la mulți ani cu ocazia aniversărilor viitoare din zilele de 17 și 18 noiembrie, când chiriarhul argeșean va împlini 38 de ani de arhierie, respectiv 33 de ani de când a fost așezat ca arhiereu la Curtea de Argeș.